Urșii și-au făcut din nou apariția pe DN1. Traficul în zona Timișului de Sus a fost blocat după ce toți trecătorii s-au oprit să filmeze animalul. Și tot pe DN1, alți pui de urs au încercat să distrugă o motocicletă aflată pe marginea drumului. În imagini se vede cum un animal a rupt o geantă, apoi a dărâmat motorul. Turiștii au început să claxoneze pentru a-l speria, iar un bărbat s-a pus într-un pericol enorm, deoarece se vede cum stătea în apropierea animalului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar ursul a fugit în cele din urmă. Haideți să vedem momentul. Hey! Îi rupe hey! Claxonează-l, mă, că i-a rupt. S-a dus pe el. Păi, mă, te depășească gara din spate, dă-te mai pe dreapta un pic. V-am zis, îi rupe motorul.